Bismillahirrahmanirrahim, în numele Lui Cel Mai Fiu Îndurător. Selam aleikum, pace vouă. Alhamdulillah, lăudat să fie Dumnezeu. O de gura Ramadan. Ramadan zahra. Alhamdulillah. La toți ne place când începe Ramadan. Everybody enjoys when Ramadan starts. Dar cel mai mult ne place când se termină Ramadanul. We're the happiest when the Ramadan ends. Și trebuie să spunem Alhamdulillah. And we must say Alhamdulillah. Lăudat să fie Dumnezeu. Praise be God. Pentru că am avut binecuvântarea să trecem încă o lună de post. Because we had the blessing to get over one month of feast. Și să adunăm foarte multă răsplată. And to gather a lot of reward from God. Inshallah. Inshallah. Cu voia lui Dumnezeu. With the will of God. Toți cei care au postit și au răscumpărat postul, Allah să le deschidă porta Rayan, să intre în paradis. Feast and held it. May God open the Rayan gate for them. Amin. Mai devreme vorbeam cu frații noștri din Bangladesh. A little bit earlier we I talk with my brother from Bangladesh. Sunt musulmani. They are Muslims. Sunt musulmani mulți în lume. There are a lot of Muslims in the world. Din păcate nu avem comunitate. Unfortunately, we don't have a community. Trebuie să construim. We must build. Trebuie să construim. We must build. Trebuie să construim și clădiri. We must build buildings also. Dar cel mai important este să construim comunitate. The most important thing is to build a community. Profetul Muhammad, pacea asupra lui. Prophet Muhammad, peace be upon him. Spune că comunitatea de musulmani said that the community of Muslims este ca un trup. Is like a body. Când suferă o parte, when a part of the body suferă întregul. Suffers the whole body. Când unul din comunitate, un musulman din comunitate, community are o problemă, has a problem, atunci este problema comunității. Then is the problem of the community. Din păcate, unfortunately, cum am spus, as I said before, musulmani sunt. They are Muslims. Dar ei sunt așa. But they are like this, like an open hand. Ei trebuie să fie așa. They must gather like a fist to keep close. Dacă mă împiedic și cad, if I trip and fell, din dreapta și din stânga, from the right of me and the left, trebuie să apară cineva să mă ajute să mă ridic. Should appear somebody to help me get up. Dacă seara nu ai ce mânca, if in the evening I don't have something to eat, you don't have something. Eu nu e normal. It's not normal for me. Ca eu să mă culc cu burta plină. To go to sleep with a full belly. Normal este. It is normal. Să ne cunoaștem între noi. To know amongst each other. Să ne susținem între noi. To support each other. Și foarte important să ne gândim la viitor. And it's very important to think about the future. Din păcate, unfortunately, în lume, in the world, dacă suntem obiectivi și aruncăm o privire, if we are to be objective and take a look, o să observăm că cei mai puțini oameni de știință sunt musulmani. We'll observe that the little of science men they are Muslims. Just cei mai puțini tineri care ajung la niște vârfuri de știință, the smallest number of young men who reach the top of science. Sunt musulmani. They are Muslims. În orice, in anything, suntem pe locul 3. We are in the third place. Știți din ce cauză? You know why? Nu avem comunitate. We don't have a community. Când comunitatea există, when the community exists, chiar dacă e o comunitate de 1000 de oameni, it's not important if the community has 1000 men. Dacă unul, if one of them, dintre tinerii noștri, of our youngster, e bun la matematică, it's good at math, for example, atunci toată comunitatea trebuie să-l ajute să facă cea mai bună școală, cea mai extraordinară școală, să ajungă cel mai sus. Then the whole community should help him and support him to go through the best school, the best high school, the best university, to reach the top. Dacă îi place fizica, if he loves physics, să-l ajutăm să ajungă cel mai bun în fizică. We should help him to be the best in physics.
Pentru că noi trebuie să căutăm știința. Because we have to search in physics. Trebuie să căutăm cultura. We must search culture. Dacă nu avem știință, if you don't have science, dacă nu avem cultură, if you don't have culture, dacă nu avem comunitate, if you don't have a community, atunci de ce avem Coran? Then why do you have the Quran? Allah subhanahu wa ta'ala, Dumnezeu preanaltul, God Almighty, ne-a dat Coranul, the Quran, ca să învățăm să trăim ca o comunitate, to learn to live like a community, și ca niște oameni de onoare, and as honorable men, respectabili, with respect, învățați, who are learned, și care dezvoltă comunitatea din jurul lor. And they are developing the community around them. Mereu dau exemplu în hadis de la profetul Muhammad, pace asupra lui, hadith from Prophet Muhammad, peace be upon him, care mie îmi place extraordinar de mult, which I personally love it. Musulmanul, the Muslim man, este cel în mâna căruia îți pui viața. Is the one in which you trust your life with. Adică atât de onorabil este musulmanul. That honor of the Muslim man is so great that you can trust your life with. Atât de corect este musulmanul. That's how correct he is. Atât de cinstit este musulmanul. That's how honest he is. Problema lui, the problem is, din păcate, unfortunately, musulmanii s-au îndepărtat de ceea ce trebuie să fie. Muslims are getting straight from the Muslim, the kind of men they are supposed to be. Vremurile sunt grele peste tot în lume. Times are hard everywhere in the world. La frații noștri în Bangladesh e greu. Our brothers in Bangladesh is hard. Sau în Pakistan. Or in Pakistan. Nici în Uganda nu e grozav. Neither in Uganda is a great time. Nici în România nu e strălucit. Neither in Romania is not. E un pic mai bine ca în altă parte. It's a little bit better. Datoria noastră, our duty, e să facem ca lucrurile să meargă bine peste tot. Is to make things go well everywhere in the world. Noi, we, suntem învățat de cel mai bun profesor. We are learning from the best teacher out there. Profetul Muhammad, pace Prophet peace be upon him. Acum 1400 de ani, 1400 years ago, ne-a dat un exemplu clar că putem trăi clear example that we can live curat, clean, frumos, beautiful, cinstit, honest, și ca oameni de onoare, and as honorable men. O mână de musulmani, a handful of Muslims men, acum 14 secole, 14 centuries ago, au arătat întregii lumi, în peninsula arabică, in the peninsula, Arabic peninsula, ce înseamnă cinste și onoare. What it means to be honorable. Trebuie să luăm exemplu. We must take an example from them. Trebuie să luăm exemplu. We must take an example and follow it. Nu vreau să vă țin multe povești. I don't want to hold a long story for you. Allah să binecuvânteze postul vostru. May Allah bless your feast. Să vă dăruiască tot ce e mai bun. To give you everything is better in this world. Începând cu sănătate. Starting with health. Și cu paradisul în lumea cealaltă. In the afterlife. Amen. Doamne, binecuvântează-ne cu încă multe ramadane. More Ramadan to come. Doamne, binecuvântează-ne cu sănătate. God, please bless us with health. Doamne, binecuvântează-ne cu fericire. God, please bless us with happiness. Și Doamne, ajută-ne să urmăm drumul celui mai bun dintre noi, Mohamed, pace asupra lui și a familiei lui. Amin. Follow the best man of us, Prophet Muhammad, peace be upon him. Amin.